Având în vedere că se apropie marele festival de folclor al românilor din Voivodina, membrii Căminului Cultural Doina din Uzdin se pregătesc pentru participare la cel mai valoros festival pentru minoritatea noastră. Căminul Cultural Doina din Uzdin anul acesta se va prezenta la marele festival cu 3 puncte. Dans, care l-am învățat de la profesorul Vasile Peri, și Stelian Miclea este asistent de coreografie. Orchestra, pe care o dirigează Lințu Lința, și cu corul feminin, la care este Daniel Cheț, dirijorul. E dansul din Banatul de Munce, cât a diferit decât cum am jucat noi toți anii așa, adică de când eu joc, e, cât a mai diferit, mai greu, mai cât a tempo, mai mare. Și a fost la început mai greu, dar când am pus toată coreografia, a ieșit fain și acum e un dans foarte frumos. La dansă suntem în jur de 10 perechi și avem în fiecare seară repetiții, precum și orchestra și corul feminin. Deci intensiv lucrăm la o bună reușită a Marelui Festival, ca și în fiecare an, și sperăm să fie totul bine. Pregătirile merg în toi înainte de marele eveniment.